Bună dimineața! Dimineața. A venit momentul. Nu chiar. Nu chiar, dar mai avem foarte puțin. Astăzi vom face cumpărături pentru noul nostru cățeluș, care va veni cât de curând. Nu vrem să vă spunem când, cum, pentru că vrem să fie o surpriză. Zilele următoare vom pleca într-o mini-excursie prin Europa. În vreo săptămână, așa. Așa, și după aia va veni cățelul. Imediat după ce ne întoarcem din excursie, va veni cățelul. Înainte de a pleca, adică weekendul ăsta și săptămâna care vine, trebuie să pregătim casa să fie... papi-proof. Papi-proof, da. Exact, și să vedem cum mutăm lucrurile pe acolo, să avem loc, să aibă și el loc să se plimbe pe acolo, dar să avem și noi loc să ne jucăm cu el, să alergăm, să-i aruncăm chestii. Pentru că vreo 2 luni nu va avea voie să iasă din casă. Da, noi îl vom lua la 2 luni și va mai avea câteva vaccinuri. Va avea doar primul vaccin făcut și va mai avea câteva vaccinuri pe care va trebui să le facă. Da. Și va trebui să... nu, sunt mai multe. În fine, mă rog, vreo 2 luni sunt, ceva de genul. După care va avea voie să iasă din casă, la 2 săptămâni după ultimul vaccin. Deci... și pentru că noi vom pleca în câteva zile, ne-am gândit să facem astăzi shopping-ul pentru cățeluși. Să-i luăm mâncărică, peduri de-alea pentru... exact, dar înainte de treaba asta, noi ne-am gândit, o să vă arătăm când ne întoarcem acasă, ne-am gândit să-l punem pe el, cușca lui și gărduțul, o să vedeți ce facem acolo. Vrem să le punem în sufragerie, dar în același timp, având în vedere că nu iese din casă, nu are voie să iasă din casă, nu vrem să facă direct pe parchet și atunci ne-am gândit să luăm în zona unde nu avem mochetă, că na, mocheta se schimbă, în zona în care nu avem mochetă să luăm ceva, un plastic cu plexiglas, ceva să punem pe jos. Să... da, m-am gândit eu la protecția de parchet pentru scaun. Da, este un plastic așa tare și subțire care se pune sub scaunul cu rotile să nu zgâri parchetul cu scaunul cu roți. Să vedem dacă găsim și ce dimensiune. Dar mergem în prima fază în Dedeman, pentru că acolo cu siguranță vom găsi niște plăci mai mari de materiale. Să vedem ce găsim să punem pe jos, pentru că suprafața e 278 pe 203 ceva. 280 pe 230, ceva de genul ăsta, acolo unde nu-i mochetă, unde vrem să stea cățelul. Pentru că la căței mici nu trebuie să le dai libertatea totală în toată casa. Cât sunt mici, trebuie să-i ții într-o zonă mai mică. Și safe pentru ei totodată. Exact. Și mai mergem într-un pet shop, de-abia aștept. Da. Noi am mai făcut niște cumpărături cu Tomi. Da, da, ne-am făcut așa un pic ne-am făcut mâna, da, dar de-abia aștept să facem cumpărături pentru al nostru. Da, cu câinele și încă nu ne-a venit. Eu mereu, nu știu, nu-mi plăceau oamenii care se comportau așa super ciudat. O, cățelul meu, se cumpăreze, căinuțe. Dar așa o să venim și noi. Da, și o să-l îmbrăcăm și să-i facem de toate. Da, haine de mai întâi. Afară e încă vară, e perfect de tricou. Tu ești îmbrăcată cam gros. Nu știu, 100 august. N-am găsit absolut nimic, dar măcar ne-am luat un suc de portocale de la proaspăt stors, de la Ponomat. Este extraordinar de bun. Da, superb. Înainte de a mai merge la un alt magazin de ăsta de bricolaj, să mergem la un pet shop mai întâi, să vedem poate vom găsi ceva acolo. Deși, la cum am văzut cu Tomi că sar și s-aruncă și mușcă și rod orice. Și au extrem de multă forță. Da. 2 luni. Eu play penurile alea pe care le-am văzut pe net sunt firave, deci alea nu rezistă. În pietricele așa. Alea sunt firave rău, nu rezistă. I-a dat un picior, dărâmă tot ăla. Plus că trebuie să fie dintr-un anumit material, adică trebuie să fie din metal și nici metalul ăla cu nimic expus sau în care se zgârie, să nu fie. Să se rănească. Da. Să nu poți să mănânce. Dar să nu fie nici plastic, nici lemn, nici nimic, că roade și-a înghițit și e foarte periculos. Pa mai dăm 2000 de lei pe operație să scoată ceva din el și nu e ok. Revenim, mergem către un pet shop și revenim. E uite asta. Ai luat pe asta pentru tras? Nu. Și asta, babețică, să noate. Ice bandana. Se bage în frigider. Vrei să umbli cu el aici? Mic, da. Cât e mic doar. Da. Asta putem să spunem că nu este... nu este pompom. Nu este pompom și nu este câine să intre în asta aici. Doar acum cât e mic. Acum cât e mic. După aia nu se mai încapă. Sau cine știe? Îl gândești acolo. Am luat o grămadă de chestii, dar o să vă arătăm acasă exact ce am luat, că aici e complicat. Acum uităm la ceva pătuță, ceva pernuțe, ceva pătorici, genul ăsta de chestii. Ce tare asta! Deluxe crate bed. S-a făcut noapte. Așa că o să vă arătăm când ajungem acasă ce am cumpărat. Și am ajuns acasă, toate lucrurile sunt acolo jos, lângă Ana. Eu voi fi asistenta ta. Da, te rog, hai. Ești pregătit? Da. Ta-dam! O pușcă de transport. Cățelul nostru, Hind, va trebui transportat. De unde e el acum? Până aici. Da. Asta este pușca. Bine, va sta mai mult la mine în brațe, dar... da. Adică eu vreau să stau cu el în brațe, dar în caz că avem nevoie... E nevoie, e obligatoriu. Ok. Bogdan este foarte... Bogdan. Bob este foarte mândru de culoarea asta... Da. Muștar, nu știu ce e. Neon. Păi erau, ce erau, albastre și... Așa, și roz, parcă. După... Cutia asta vă puteți da seama cam cât e câinele acum. Păi... Deci va sta confortabil în asta. Da. Are aici balama, se deschide așa frumos. Fac. Și asta e cușca. Și dăm pe următoarea chestie care se leagă de pușca asta. Da. O pernuță. A, hai să vorbim și de prețuri un pic. Video ăsta nu este sponsorizat de absolut nimeni, dar în același timp nu v-am sfătuit să vă luați după noi în alegerea jucăriilor, în alegerea mâncării. Lucrurile astea trebuie discutate cu veterinarul, trebuie discutate cu crescătorii rasei care vreți să vi-o luați. Deci, asta a fost 95 de lei, pernuța asta a fost 57 de lei. 59. Are prețul pe ea. 57. Ah, ok, n-am văzut bine. Este o pernuță pe care o vom folosi și în cușca lui permanentă, pentru că va avea și o cușcă permanentă și care este un pic mai mare ca... Ca asta de transport, pentru că am zis să stea mai confortabil, să aibă moale pe peste tot. Cam așa. Are suficient loc. Cam așa o să aibă și câinele are suficient loc aici, deci vă puteți da seama. Mai departe. Are o să arăt mâncare? Pentru da. Că mâncarea asta ne-a fost recomandată de doamna doctor. Deci, mâncarea asta ne-a fost recomandată de veterinar pentru puiul nostru, până când termină schema de vaccinare. Am luat doar 3 kg pentru că să vedem. Am aici o sacușă. Conguță. Am luat 2 Konguri. Cum se numesc asta? Că Kongul este marca. Americanii și-a numesc, că ăsta e un Kong. De fapt, Kong este marca. Este o jucărioară care e goală pe dinăuntru și se umple cu mâncare, se bagă la congelator și cățelul se chinuie să o scoată de aici. Se chinuie. Lucrează să scoată mâncarea de aici și își folosește și dinții în același timp și limba și tot ce trebuie. Îi oferi și lui ceva de rost, pentru că puilor le place foarte mult să roadă și îți oferi și ție niște timp liber. Pe timp el mănâncă ce este aici și durează ceva până mănâncă ce este aici. Noi am luat 2 pentru că să avem unul gata făcut, să-i dăm unul să-l roadă și până îl facem pe străl să mai avem unul să-i dăm. Nu o să-i dăm în fiecare secundă cât îmi dă asta, dar... Stai. Congurile astea sunt 26 de lei bucata. Noi am luat dimensiunea asta pentru cățelul nostru. Sunt și mai mici, sunt și mai mari în funcție de... Când va mai crește, nu mai mari. Câine, da, da. Ce-mi place mie cel mai mult, și mine. Eu l-am ales, bol pentru apă și mine. Pentru mâncărică. Cam așa arată. Bol pentru apă și bol pentru mâncărică. Are și chestia asta de cauciuc care nu-i permite să alunece. Da, este foarte... E, da, e. Nu, uite, e foarte important ca bolul câinelui să nu alunece pe jos. Ca să nu îl frustreze și să... Și sunt de sticlă. Și arată foarte frumos. Ăsta mare este 50 de lei. Și ăsta este 33 de lei, ăsta mic. Mai departe sternăm cu ăsta mare. Am luat niște... training pads de-astea, ca să facă pe ele, că v-am zis că n-are voie să iasă din casă. Astea au fost, cât au fost astea? 25. 25? Da. Nu scrie pe ele, te cred pe cuvânt. Ceea ce îmi place mie cel mai tare din ce am luat este acest cauciuc. Care este plin aici, este plin, nu este ca un cauciuc și e foarte greu. Bine, nu va, de fapt nu e foarte greu. E greu, mai greu decât pare. Pentru el va fi greu, dar în prima fază va sta așa, jos și va... E foarte solid și cred că va putea să se joace în mai multe feluri cu el. Ba să-și bage din ține, el ba să încerce să-l ridice. Da. Va fi foarte interesant și cred că e o jucărie care va ține ocupat destul de mult. Ce-mi place mie ce mai mult? Păi ori castroanele, ori astea? Nu, astea îmi place mai mult. Șopsetuțe, foarte drăguțe. Asta mă Ponomat așa, să vedem cum sunt așa Christmas-y. Să facem poze, să-i facem... Facem poze, nu vrem să chinuim, dar... puțin, un pic. Ne chinuim un pic. Ah, fii atent că am spus de ăsta, ăsta e 45 de lei. Și ăsta 19 lei. Șosetuțele și bandana. Care dog este collar și... with bandana. Da, care este gardă. Asta a fost 18 lei. Cam așa este o bandana. Asta fix, asta vreau să fac. Mie nu mi-intră. Îți stă bine și ție. Nu mi-intră. De fapt, cățelușul meu. Tu nu ești deja cățelușul meu. Așa, asta este tot o jucărie, pentru că este foarte important să te joci cu câinele. Tag of War este un exercițiu foarte... care apropie foarte tare câinele cu stăpânul. Asta a fost ieftin, a fost 4 lei. O să mă răncere pe de oricum. Și am mai luat aici destul de multe jucării. I-am luat niște jucării de ros. Asta este tot așa foarte interesant, dar ar trebui să desfacem de aici. Adu ceva de tăiat. Cauciucu. Șosetuțe. Asta este un os care se desfiletează de aici. Iar în ăsta este similar cu congurile astea. Este gol pe dinăuntru, poți să-i bagi mâncare aici, bagi osul ăsta pe aici și îl înșurubezi și îi dai săroadă la el. Asta sunt așa, ca să fie în formă de os. Că putea să fie și doar asta, nu? Da, putea să fie și doar asta, da. O jucărie de ros. Foarte important pentru căței să le iei jucării de ros, pentru căței mici, pentru pui. Uite, mai poți. O, ce de-asta. Interesant. Încă un os care e cu textură dublă, aici e tare și aici e moale, un cauciuc moale. Poate să roadă la el. O minge. O minge care este de... spumă, de asta e tare, nu e minge de tenis, pentru că le distrug foarte repede mingile de tenis, asta e tare, să ne jucăm cu el feci. Asta nu o să-l desfac pentru că este o jucărie de ros cu gust de vacă, gust de vită. Interesant. Nu are gust, are miros. Flavor. Da, mă, da, n-ajunge să mănânce. E doar ca să îl țin ocupat, că miroase de... Clicker, care este foarte important pentru antrenamentul cățelului. Cățelul nostru va intra în armată din ziua 1 în care va ajunge în această casă. Clicker. Ia, dă și eu. Ia. Și am luat un ham. Da, nu știu cum e hamul ăsta, dar vă puteți vă da seama cam cât e el acum. Hamul este pentru el acum. Și o zgardă. De ce sunt toate lucrurile astea roșii? O să vedeți în momentul în care va veni câinele. Este un motiv pentru care sunt roșii. Putem să vă spunem că e băiețel. Nu e fetiță, e băiețel. Iar și nu fetiță, dar mă rog. Nu, e băiețel, dar sunt roșii pentru că trebuie să fie roșii. Ce n-am spus cât costă? Toate oasele astea. Osul ăsta a costat 18 lei, ăsta a costat 25, mingea a costat 13, ăsta cu gust 15, clickerul 10, lesa 19 și hamul 27. Cam asta. Prețurile în total am dat 600 și un pic de lei, 600 de lei. Și asta e doar minimul de bază. O bază acum ca să avem pentru când vine, pentru că vom mai avea de luat chestii. N-am găsit să-i facem gărduți pe nicăieri, dar până vine trebuie să ne gândim la o soluție. Trebuie să-i luăm și cușcă de asta mare, permanentă, să poată să doarmă în ea. Dar mai multe despre gândurile noastre cu cățelul și ce facem și de ce-i luăm cușcă, de ce-i luăm gard, de ce-i luăm clicker, genul ăsta de chestii, veți vedea pe parcurs la noi. În video noi suntem foarte excited. Da. Abia așteptăm să vină. Suntem super conștienți că va fi foarte greu la început. Am avut așa un pic de experiență cu Tomi, care și Tomi este mic, are 3 luni, da? Suntem foarte pregătiți în privința research-ului, am făcut 1 milion de... Da, în teorie suntem pregătiți. Probabil că practica ne va demonstra că n-am fost foarte pregătiți. Oricum, indiferent de ce va urma, învățăm pe parcurs, nu e problemă. Ce, vrei să mă clicăi? Poți să te dresezi. Asta înseamnă că fac bine chestii. Așa, așa, dăm, dăm. Nu-ți mai dau. Lăsați-mi un like, lăsați-mi un coment. Abonați-vă dacă nu sunteți abonați, apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent, pentru că în perioada următoare, peste vreo săptămână, așa, vom începe excursia noastră prin Europa, care va fi ceva senzațional. Abia așteptăm, deci noi abia așteptăm atât excursia cât și cățelul. Și cam atât pentru azi. Ne vedem data viitoare. Pa!